Haideți să vedem în niște momente, oameni buni, cum mai petrec românii de 1 mai. Ia priviți. Hai să vedem de-a lungul timpului, da? Și vreau să comentez că te-ai. Fii atent, ce privește. Opa. Deci asta e știrea. Îl știu, e undeva la Piatra Neamț sau ceva. I-a căzut grătarul jos. Da, mă, e de la deci jurnal de Vrancea. Da, da, la Focșani, corect. Problema este în felul următor. Nu mă doare că a căzut grătarul. Da. Ci că a căzut ce era pe el. Dar știi că a căzut pe o mașină. Astea-s victime colaterale la un grătar. Iartă-mă, ai dreptate. Astea-s victime colaterale. Foarte. Omul se vede că este pregătit la pielea goală, așa cum face românul micu. Corect? Păi de ce l-a făcut pe balcon așa în afară și a căzut pe o mașină? E 3.000 de ron amenda dacă te duci și faci în spații neautorizate. Ești la tine pe balcon? Ești autorizat. Hai noroc. Dar știi ce? Nu văd unde a căzut grătarul ăla pe mașină. N-aveam unde mașină. Puțin am văzut pe un portbagaj. Acum plânge. S-a dus zgurietură. Iese la vopsea. Iese la poliș. S-a dus omul cu o găletușă de mititei și l-a iertat. Terminați cu... De ce dați din astea adică, așa ca să facem rău? Iese la polonezi? Da. Prieten de-al nostru inventiv a făcut grătar în uscătorie. Aoleu, asta știu, da. Bă, și-a luat uscătoria foc. Da, a luat uscătoria foc. Deci, oameni buni, nu încercați așa ceva. Vedeți ce se întâmplă? Să nu-i dai omului posibilitatea să-și facă grătar? Da? Adică apartamentele ar trebui să aibă un loc prevăzut pentru grătar. Iarăși mă aprind și mă enervez. Eu cred că i s-au uscat micii. Exact. De ce mâncăm noi mici doar de 1 mai? Stăm și numărăm. Mai sunt 4 zile. Azi e 1 mai, să mâncăm. Tată, micul se mănâncă tot timpul, când ai chef. Da. Nu stai să contabilizezi, mai e o lună, mai sunt 2 săptămâni, 4 Bravo. Zile să luăm. Mănânci mici tot timpul, tată. Din cauza asta apar cauzele astea. Că dacă omul ăsta mânca de fiecare dată când avea poftă, mai stătea să ducă în uscătorie pentru kilo și sutiene. Vezi? Să facă el un mic. Vezi, cătă, de ce mănânc eu mai mereu? Ca să nu fac probleme de genul ăsta acasă. Dai foc la bloc de un grătar. Concluzia că erau kilo și sutiene acolo. Păi ce sușucă oamenii la uscătorie? Ce poate să fie? Sau mai făcea ședința de asociație, ducea pometrele. Corect. Dar din cauza că nu-i dai omului, dă-i acum să iasă frumos să-și facă grătarul lui și nu se mai întâmplă problemele astea. Corect. Cum adică chiloții, sutiene? Eu sub mine. Îmi fac duș și tot. S-a întâlnit David Beckham cu un prieten și a zis abia aștept să ajung acasă să-i rup chiloții Victoriței. Și a zis, nebunule, sex sălbatic, nu, dar mă strâng de mor. A zis, ești nebun, nu mai pot să merg. Știi, așa și... Glume de întâi mai la grătar. Haideți să vedem și următorul material. Începem glumele cu... Cătălin, vreau să vezi despre ce e vorba. Ala, dar ce faci, Ruz? Păi, s-o pe casă. Hai, am prins focul și vreau să te invit pe la mine să facem un grătar. Ai timp să vii? Păi, da, cum e duminică, mă pregătesc să vin. Ai nevoie de ceva? Vrei să faci ceva? Băi, nu trebuie, am eu tot, dar dacă tot așa, treci o leacă pe la magazin, ieși tu măcar 2 caseroli de mici, 2 kg de ceafă de porc, niște coaste. Și o ladă de bere, crezi, am eu ketchup, maioneză, muștar și condimente, el are și un jar stins. Zici și de cărbune, prințule, că nici jar măcar n-ai. El are și jarul stins. Dar zice, dar nu ați ascultat, băi, că zice de... Lasă să scoți un etiat. Și cărbune? Dar chiar așa se întâmplă. Da, bună asta. A zis. Dar crezi că nu sunt așa în România? Bă, mi se pare tare. 100% sunt. Dar și când ai ce pune toți, mai atât te rog niște... Știu, dar prins pe ăla care stă la apartament, că ăla săracul e... N-are ce să facă. Tu nu știi, Cătălin, la mine la un grătar. Nu știi cât aduc eu în emisiune aici. Nu mai zic nimic. Ia uite. Uite ce spune omul. Șorici. Dar fii atent. Și unde ai făcut, în locul cel mai inedit, unde ai făcut mici? Cel mai inedit loc unde ai făcut mici? Sau grătar, adică grătar unde? La Poiana Brașov, dar cred că s-a prescris, nu mai pot să mai mă prind acum după 12-13 ani. Nu, unde? Dar câți bani câștigi și de-ai făcut grătar? Stai un pic, stai să vezi unde. Unde? În parcarea aia mare. Nu cred. Unde? Aia... În parcarea aia mare, da. Intri în Poiana pe dreapta? Mai în spate un pic, nu chiar în parcarea mare. S-a prescris? Da, păi și cum, cu grătar cu prietenii? La 6 seara am început. Până la cât ați luat? Tot lumina se dă ziua. Dar nu mai era nimeni în parcare, vreau să se stabilizeze. Și oricum era în aer liber. Și în aer liber și brazii erau la 2 metri, adică n-am luat o zonă. S-a pornit la 6 seara. Dar le aveați în portbagaj? Nu, l-am luat din Râșnov. Am coborât până în Râșnov. Am vizitat întâi peșterea, ne-au cântat băieții acolo la vioară, frumos, adică am făcut și un acutural. Și după care ni s-a făcut foame, am mers în Râșnov, țin minte și acum, era singura alimentară deschisă, ce am găsit și noi. Și după aia am zis unde-i facem. Și am mers pe aia așa până am amețit și am ajuns în Poiană. Deci dacă are cineva poze de acum 12-13 ani, să ne trimită pe numărul de WhatsApp. 2009, credeți, sunt...
Sunt câțiva ani. 14 anișori. S-a prescris, nu mai poate să mai mă prindă nimeni. Haideți să vedem, sper că să-ți mai arăt niște imagini, pentru că românii sunt foarte inventivi și uite, grătar de data asta pe balcon. Ia uite, tată. Aici ce deranjezi? Nimic, mă, nici fumul ăla nu rogi se duce la pe decent. Doamna de deasupra să strângă hainele de la uscat. Atât, sau dăia care sunt deasupra. Și, ce deranjezi? O și inviți. Corect, sau te duci la final cu o farfurie. Ia, două etaje are omul de... Râdeți degeaba, pentru că pe vremea lui Ceaușescu la mine să tăia porcul, mi-aduc aminte, domnul Vasiliu, să trăiți, vă salut dacă sunteți. Nu, în fața blocului. Militarii, acolo, frumos. Militar, tată, 87 să tăia porcul, să pârlea cu lampa de benzină. Adică nu mai veniți cu astea acum în 2023. Eu când eram copii se făceau mici la ghenă, grătar la ghenă sau pe bloc. Au ieșit niște vecini de-ai mei, sau cum se zice de acum, de-ale mele. Au ieșit niște vecini și au făcut un grătar de pește mai acum un an de zile. Scuze-mă, voi ați spune că dură aici să țineți micii cazi? Da. Ah, ok. A început ploaia. Unde s-a dus omul cu grătarul? În fața ghenei. Ce să-i zici omului? Corect. Eu vreau să-i rog pe cei de acasă să ne trimită și nouă poze pe numărul de WhatsApp, iar în emisiunea de mâine le pregătim să le arătăm ciucă cum au petrecut oamenii de întâi mai, corect? Da. Au fost oameni, iartă-mă o secundă, au fost oameni la Baia Mare, da? Și i-au filmat și i-au dat care pe niște răufăcători, pentru că ei pârleau porcul pe bloc. Și pârleau porcul cum? Și cu un copilaș mic pe care le ducau să aibă, să vadă de acolo, să știe ce să facă în viață. Tradiția. Ia uite-te! Deci nu mai suntem păstrători de tradiție, dar luăm peste picior și pe cei care încearcă să facă. Deci părinții mei au și acum Baia Mare și Baia Mică, nu înțeleg. Exact! Păi asta zic. Deci, da, lasă-i bune, Nicule, să învețe, bă, uite așa să pârlește porcul, uite așa să taie șoriciu, uite așa. Și am zis, am venit, mai iau, te-a suit acolo pe bloc. Nu s-a întâmplat nimic. Noi la biologie, când clasa a șaptea, când am făcut corpul așa, a venit profesora cu un porcușor și l-am pârlit în clasă. Să ne vede ce ceva la ei. Dar pe cuvânt, mă rog, cu și mici. Cu o broască, dar nu mai contează. Broască, da. Porc, tot aia e. Nu mai râde, tu trebuie să cânti. Oameni buni, de 1 mai așteptăm fotografiile dumneavoastră. Cum petreceți de 1 mai, unde faceți grătare, cele mai inedite locuri în care faceți grătar. Trimiteți-ne video, arătați-ne că vă uitați la emisiune. Noi pregătim ciucă, să avem timp, mâine le arătăm, corect? Da. Mâine le arătăm, deci trimiteți-ne poze. Promitem solemn. Perfect. Eva, ți-a plăcut discuția cu oamenii ăștia mari? A fost amuzant. Să rămâi cu Cătălinu să te mai învăț cum e cu mititei. A fost amuzant. Fii sinceră, amuzantă sau... Cum si, cum sa. Cătălin, vreau să mai spun și eu ceva. Eu merg la Adi, la trasă la obor. Și Adi, te rog frumos să recunoști că ne vede o țară întreagă. Niciodată nu mă bag în față, stau la coadă. Și când ajung în față, Adi se supără pe mine că de ce nu l-am sunat. Și eu zic, Adi, trebuie să fim corect. Și fii sincer, plătești? Zi. Nu, dar stă să asculte muzică. Nu, zi dacă plătesc. Nu, dacă plătesc. Nu plătesc? Plătesc. Bă, câtă muzică să asculți? Fără deci este la coadă să asculte muzică, nu? Să asculte muzică, are și cărți acolo. Adică... Da, ajungi în față biblioteca pentru toți 1968. Nu, dar mănânci micul când citești Dostoievski. Adică, exact. Cine citești, ce tu la fel. Orice, aveți cărți acolo?